Alexandru Ranga, ce faci aici? Și cu ce te ocupi și cine ești? Eu sunt, cum ai zis, Ranga Alexandru, Alexandru Ranga. Mă ocup cu șobolani, la cea mai mare expoziție cu șobolani din București, bineînțeles. Mă ocup de șobolani de aproape 4 ani de zile. Îmi plac foarte mult, sunt o vietate pe care o admir pe deplin. Îi consider ca fiind niște oameni la o scară mai mică, care sunt echivalent nouă și care se comportă identic ca noi. Consumă, sunt uniți, distrug, trăiesc și se reproduc. Ideea pentru această expoziție mi-a venit plecând de la șobolanii tăi și a lui Adrian Ghiman. Când am văzut prima dată am văzut șobolanii lui Adrian Ghiman, care sunt total diferiți de ai tăi. Și apoi i-am văzut pe ai tăi și am zis, e un semn. București a fost invadat de șobolani din motive de conflict politic. Și apoi pandemia actuală pe care o trăim cu toții este datorată unui virus care a mutat de la animal la om. Știm cu toții că ciuma, molimele teribile de ciumă au fost aduse de șobolani. Are vreo legătură? Puricii de pe șobolani, chiar. Poftim? Puricii de pe șobolani. Puricii, da, puricii de pe șobolan, desigur, dar șobolanul era infectat. Da. Și puricii doar transportau... Da. Deci ție îți plac șobolanii. La nebunie. La nebunie. Sunt o vietate specială pentru mine și vreau acum să găsesc o relație, să găsesc partenerul cel mai bun să relaționeze. Și cred că o să ajung la albinuțe în curând. Bătălia dintre albinuțe și șobolani. Dintre? Albinuțe și șobolani. Albinuțe și șobolani. Da. Nice. Zine de tehnica ta puțin. După cum se vede, îmi place foarte mult metalul. Ce metal e? Metal, simplu, fier. Fier. Fier sau oțel. Îmi place foarte mult să folosesc materiale care sunt aruncate sau lăsate la de izbeliște sau care nu sunt fructificate. Prefer eu să le fructific. Consider că materialele aruncate este o energie foarte potentă care poate fi dusă într-un punct mult mai mare. Nu știu. Sunt foarte atras de metal. Asta e tot ce pot să zic. De 5 ani de zile stau foarte mult în acest element și simt că mă asociez foarte bine cu el. Are... Câteodată mă simt ca și cum mi-aș dori să-mi bag efectiv mâna în el, să-l simt, să-l modelez, să-l transform fix ca pe plastelină. Ți-a plăcut să expui aici împreună cu alți artiști? La nebunie. Da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult ideea să ies cu rozătoarele în oraș și să facem o colcăială cu mai mulți oameni. Alexandru, mulțumim mult de tot și o să continuăm să mai lucrăm împreună și să ne vedem prin expoziții. Mulțumim. Eu mulțumesc. Mulțumesc de prilej. Salut. Salut.